Ne întreba și Dorian într-o pauză unde e Mihai. Mihai a fost la Golești, la Muzeul Golești, de fapt, în Argeș, și are un material pentru voi cu câteva informații de acolo. Așa cum știți, el merge prin toată țara și vă transmite și ne transmite tot felul de lucruri interesante. Dar știi de ce? Pentru că îi place să se plimbe. Îi place să se plimbe. El participă în calitate de invitat la emisiunea asta și porecla lui mai nou este neobosit. Bun. E bine, înseamnă că mai un și mai un motiv, tenul lui este foarte alb, n-ar putea să stea la soare. Așa e, și alergic la tot felul de lucruri, deci e bine, Mihai, ești foarte bine acolo unde ești, hai să vedem ce ai filmat. Pe val, 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 vara pe val. Salut, bună dimineața! Astăzi vă salut din județul Argeș, de la Golești, unul dintre locurile încărcate cu istorie de care argeșenii sunt foarte mândri. O să intru imediat în Muzeul Golești și vă voi povesti care sunt motivele acestei mândrii a argeșenilor și veți vedea că sunt motive de mândrie pentru noi toți românii. Haideți cu mine! Mă plimb pe aici prin curte, pentru că este mega frumos. Dimineața, sunt la Golești în continuare și invitata mea de astăzi este doamna Filoftea Pali, director general, doamna doctor Filoftea Pali, director general acestui muzeu. Să rămână, doamnă, bine v-am găsit în acest colț de rai. Bine ați venit la noi, într-adevăr sunteți într-un colț de rai, într-un loc în care istoria României se îngemânează cu istoria civilizației tradiționale românești. Așa este. Spuneți-mi, înțeleg că familia Golescu, acest loc Golești, reprezintă niște repere importante pentru județul Argeș. De ce? Da, face parte acest muzeu dintr-un tezaur inestimabil al culturii locale, dar ca reprezentativitate el se ridică undeva la nivel național sau chiar internațional. Și asta pentru că deținem o serie de unicate care trebuie menționate în dialogul nostru. În primul rând, faptul că ne aflăm în singurul ansamblu laic feudal fortificat din țara românească, cel pe care l-a ctitorit Stroiele Urdeanu în secolul al XVII-lea și pe care apoi l-a restaurat banul Radu Golescu la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Aici, în incinta ansamblului de la Golești, al curților goleștilor, se află de asemenea o serie de construcții unice, atât prin calități arhitecturale, cât și artistice. În primul rând, Conacul Goleștilor, care este cea mai veche construcție și, dacă vreți, cea mai reprezentativă pentru arhitectura care precede perioada brâncovenească. Concret, este vorba de cel mai autentic monument de arhitectură românească pe care ansamblul de la Golești l-a păstrat nemodificat. Alături de Conacul Goleștilor există un alt monument unic, Baia Turcească, construită la 1800 de banul Radu Golescu. Este o baie turcească publică și care, chiar dacă nu a fost folosită niciodată, ea este importantă, în primul rând, pentru faptul că redă întreaga tehnică a funcționării ei, în al doilea rând, prin faptul că este singurul astfel de edificiu păstrat în integralitatea lui pe teritoriul românesc.
Doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, trebuie să vă spun că Goleștiul nu este așa departe de Pitești. Cum plecați de la Pitești spre București, nu luați pe autostradă, duceți-vă pe drumul vechi, este fix sub polul de pe autostradă, și în 12 km faceți dreapta spre Golești. Aici vă așteaptă un colț de rai, o să mă duc să filmez niște imagini, astfel încât să vedeți, poate și prin ochiul acestei camere foarte mici, cât de frumos este aici. Și eu vă spun că o zi aici vă va încărca cu energie pentru o săptămână. Vara pe val, val, val.